Salut și bine am găsit la un nou episod de Clash Royale după foarte mult timp de când n-am mai postat. Nu uitați să abonați cei care sunteți noi și să apăsați pe butonul de like ca să mai continuăm cu seria aceasta. În acest episod o să cumpărăm o ofertă de pe shop, aceasta cu Skin Tower, pentru că sincer skinul ăsta mai arată Crăciun, nu ca cel de la PES, adică acesta, unde este skinul, jos, acesta, stați că vi-l arăt și aici. Mai repede arată ăla de Crăciun decât acesta de aici. Deci o să achităm această ofertă. Dar pentru început o să vă pun eu un mic chest opening acum, pe care le-am făcut acum 2-3 zile, că am avut niște chesturi și n-am avut pur și simplu răbdare să le țin și le-am deschis. Ok, și acum să cumpărăm oferta. Și s-a cumpărat oferta, haideți să-l selectăm. Să scoatem de ce să nu fie random și selectăm skin tower acesta și haideți să dăm un match să vedem. Aici la Sudden Death, să vedem. Da, skinul ăsta mai arată Crăciun, nu ca cel de la PES. Uai, ce început ăsta aici. Băgăm un Goblin Gang pentru barrel. Era bun aici un Electro Wizard, păcat că l-am pus dincolo. Să băgăm un Zep la schelet, nici nu știu. Skinul ăsta mai arată la skin de Crăciun, ca cel de la PES, sincer. Ok, are și el Mega. Trebuie să bag repede, urgent, Electro ăsta la Witch. Da, e GG match-ul, bun. Ai cumpărat câteva emoticoane, după cum vedeți. Ok, să vedem. Golden chest, bun, și punem la deschis. Și în caz că n-aveți clan, vă aștept în clanul acesta. L-am făcut în vară. Am reușit să-l ducem silver deja, ca norocum. Vă las link de invite în primul comentariu, în caz că nu găsiți după nume. L-am făcut silver. Și până acum, sincer să fiu, o singură dată am luat locul 2. În rest, la toate, am luat locul 1, după cum vezi, vă arată câteva. Locul 1, aici am luat locul 2, în rest toate locul 1, uitați, și aici, aici, peste tot. Deci vă las link în primul comentariu dacă doriți un clan activ care joacă la or. Suntem 49, deci oricum o să mai fac eu locuri, deci vă las în primul comentariu link de la clan. În caz că mă bâlbâi, probabil că n-am mai filmat de mult și de aceea. Și cam atât a fost episodul, dacă v-a plăcut nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați cei care sunteți noi și ne vedem data viitoare. Salut!